În fiecare emisiune vă povestim despre diverse boli, afecțiuni și maladii. Unele extrem de complicate, altele tratabile. Și totuși, de fiecare dată, noi vă reamintim că este mult mai bine să previi decât să tratezi. Din păcate, însă, nu de fiecare dată acest lucru este posibil, iar cauzele sunt diverse. Uneori se pare că destinul are alte planuri pentru unii dintre noi. Cu siguranță, vestea despre o boală gravă este greu de gestionat atât din punct de vedere fizic cât și emoțional. Dar atunci când susținerea celor dragi, implicarea medicilor profesioniști, curajul și voința proprie fac echipă, rezultatul devine unul frumos. Eroina următorului reportaj este fără îndoială un exemplu de forță, determinare și luptă continuă. Vă invităm să o cunoașteți. Până ce ție nu-ți spune medicul, gata, noi nu mai avem ce face, tu trebuie să lupți și trebuie să te agăți cumva de viață, pentru că ai pentru ce trăi, viața e atât de frumoasă. Asta face parte din viața mea și eu trebuie să lumea să mă accepte așa cum sunt, pentru că nu este vina mea dacă eu m-am îmbolnăvit și eu nu trebuie să fiu judecată pentru asta. Totul a început în 2017, am avut un ciclu neregulat, a durat undeva atunci o lună, cu întreruperi de o zi și asta m-a pus în gardă. Când am mers de fapt la medic, mi s-a pus o diagnoză greșită și aici a început alt șir de investigații. M-a făcut ultrasonografie, după care a urmat pap testul. Mi s-a pus că am papilomavirus, am făcut biopsie și cu biopsia s-a adeverit a fi boala pe care o am și în prezent. După asta s-a început o nouă viață pentru mine, pentru familie. Cum am aflat diagnoza, primul lucru care mi-a venit atunci, la moment în gând, am zis eu nu merg acasă, pentru că deja era prea mult pentru mine și mă gândeam cumva la fete, soț, părinți. Uitându-mă la fete, am zis eu nu pot să-mi permit să cad mai jos decât atât și trebuie să lupt pentru ele, pentru că ele sunt viitorul meu și ele sunt puterea mea. Soțul m-a susținut enorm. Nu eram eu în corpul meu, eram într-un corp străin care cumva încerca să se ridice, dar nu avea putere, pentru că amețeam vomă, greață și practic eram om la pat. Deja s-a început să se afle despre boala mea și vedeam lumea când mă vede că e schimbată. După care eu am început pur și simplu să vorbesc. Eu, dacă vedeam că ei cumva se schimb față de mine, eu începeam singur să povestesc. În 2018 deja mă tratasem și la analizele de rutină, fără niciun simptom, mă sună medicul și zice, uite, trebuie să vii la mine, că nu este în regulă cu analizele tale. Mă duc la el și îmi zice, uite, boala a revenit și luăm totul de la capăt. Deja era a doua oară și deja știam prin ce am trecut, știam cât e de greu și dureros, sufletește și fizic. Dar am zis, da, dacă asta trebuie să înfrunt, asta am să fac. Eu am slăbit 28 de kilograme, practic timp de un an. De ce am slăbit? Pentru că am zis că eu în corpul acela nu vreau să mai trăiesc, pentru că el e corp bolnav. A fost un program de detox și la mine în cap era ideea că dacă eu elimin toxinele, cumva elimin tot răul din organism. Între timp am devenit vegetariană, nu consum carne, lactate, pește, ouă, deci am exclus tot. Trăiesc practic din legume și din fructe. După ce am slăbit, a început o transformare în mine înăuntru, în afară de fizic și de haine. Gata, am zis, ajunge. A fost o încercare, a fost a doua, trebuie să-mi cresc fetele. La moment fac analizele regulate iarăși. Mai am stări de oboseală, amețeală, dar asta este. Le-am acceptat și trăiesc cu ele. Asta e o boală ca multe altele. E mai gravă, e mai dureroasă, e mai pe termen mai lung, dar chiar nu se merită ca noi să ne închidem în casă, să stăm, să nu vorbim, pentru că multă lume așa și face. Că există o relație foarte strânsă între mintea și corpul nostru. Dacă avem o stare psihică proastă, acest lucru se va reflecta neapărat în comportament, mai apoi în gânduri și convingeri. Iar toate astea vor crea stilul nostru de viață, alegerile și deciziile. Toate acestea în timp vor duce la instalarea unor boli.
ca un pacient să poată fi tratat complet de o suferință fizică, este necesar și prezența psihoterapeutului în schema sa de tratament. Nemai vorbind de cazurile pacienților ce suferă de maladii grave. Despre acest circuit esențial vorbim astăzi cu doamna Ina Mararo. Bun venit la noi în platou! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine, vă rog, când pacientul se confruntă cu o maladie gravă, maladie incurabilă, cât este de greu să accepte astfel de diagnoză și să inițieze un tratament? Șocul cu care se confruntă la etapa inițială pacientul este foarte mare și atunci aș zice că este foarte greu, chiar foarte, foarte greu. Fiindcă de obicei atunci persoana, omul, se confruntă cu câteva gânduri foarte dureroase. Prima întrebare de obicei care este adresată se numește, este de ce eu? De ce anume pe mine m-a lovit această maladie? A doua întrebare este ce se întâmplă cu apropiații mei? Devin eu o povară pentru apropiații mei sau nu? Și care va fi reacția apropiaților mei sau societății care mă înconjoară dacă eu vorbesc despre asta? Cel mai des pacientul se închide, preferă să se izoleze total de societatea în care până acum a existat foarte bine, da? Și nu mai vorbește. Și asta este dificultatea cea mai mare. Atunci când există un diagnostic și pacientul este pus față în față cu el, se începe un talmeș-balmeș, o luptă exact contra cronometru de foarte multe ori. Și sunt tare mulți cei care, mai ales la noi în Republica Moldova, dar și în țările vecine, ezită, neagă, refuză, nu au deprinderea de a merge la un psihoterapeut. Dar vreau să ne punctați de ce anume atunci când ne confruntăm cu un anumit diagnostic, indiferent care ar fi el, este nevoie de suportul unui psiholog. Pacientul începe să se gândească ce se întâmplă cu cei de apropiați sau ce se întâmplă cu comunitatea în care eu mă aflu și nu se gândește la sine. Și psihologul și psihoterapeutul are, vine într-un fel, îl ajută să se întoarcă cu fața la el, să vadă care sunt resursele proprii pentru a depăși situația. Care sunt cele mai frecvente întrebări care le aveți din partea pacienților în timpul consultației? Din experiența mea aș putea zice că, uitați-vă, întrebarea de ce anume eu, întrebarea dar ce vor face copiii mei, da? Dar întrebarea dar ce pot face eu în această situație, probabil sunt cele mai des întâlnite la prima etapă. Mulți însă încă se mai tem de ședințele cu terapeutul și vreau să ne spuneți cum au loc acestea și că de fapt nu e chiar lupul atât de negru cum pare. Știți, probabil discuția despre cum au loc ședințele la psihoterapeut, aș zice că sunt pe o canapea și sunt într-un spațiu comod, sunt într-un spațiu de comunicare liberă, comunicare deschisă, sunt într-un spațiu în care se plânge în comun, de exemplu, da? Sau în care se râde în comun, în care împreună, în doi, clientul și psihoterapeutul încearcă să depășească situația cu care se confruntă. Din experiență, pentru persoanele suferinde, cele care au un diagnostic negru pe alb, sunt mai recomandate terapiile în grup ori cele individuale? Dacă să vorbesc despre experiența mea, deci eu lucrez mai mult individual sau adresările au fost individual. Dar din literatura citită știu că și experiențele de grup ajută foarte bine, deoarece atunci când vedem un grup care se confruntă cu aceeași problemă sau mai înțelegem că sunt persoane care se confruntă cu aceeași problemă, mai facem schimb de experiență, mai auzim că altcineva care se confruntă cu aceeași problemă face altfel. Și hai să încerc să, și eu dacă văd dacă merge la mine acest lucru. Și acest schimb de experiență foarte mult ajută. Doamna Mararo, care a fost cel mai greu caz în practică dumneavoastră?
Cel mai greu, și uitați-vă, fiindcă nimeresc în acest punct slab al meu, a fost când clienta a venit, s-a adresat cu o problemă cu care de fapt mă confrunt și eu. Și atunci a fost foarte dificil și mai este încă dificil, fiindcă în momentul în care vine clientul cu care discut despre același subiect și nimeresc în punctul meu slab, îmi dau seama că încă pentru mine este slab. Suntem și noi oameni. Exact. Relația psiholog-pacient este o relație confidentă. Iată de ce vă îndemnăm să consultați un specialist atunci când nu puteți face față situației. Mulțumim, doamna Morară, pentru prezență. Cu drag. Medicina este considerată una dintre cele mai importante necesități pentru noi toți. Noțiunea în sine este derivată din cuvintele latinești ars medicina, care înseamnă de fapt arta vindecării. Este o ramură a științelor sănătății și este sectorul vieții publice preocupat de menținerea sau restabilirea sănătății umane prin studiu, diagnostic, tratament și posibilă prevenirea bolilor, rănilor și a altor daune aduse corpului sau minții. Noi suntem aici zilnic pentru a vă oferi din toate aceste cunoștințe. Până data viitoare!